Premierul Nicolae Ciucă se află acum în videoconferință cu prefecții pe tema combaterii urmărilor caniculei. Îl ascultăm și noi. Ministerul Afacerilor Interne sunt reprezentanții armelor ministerului, este domnul secretar de stat Despescu, domnul subsecretar de stat Petcu și avem colegii de la Agenția Națională a Meteorologiei și de la NHGA, plus colegii de la ANRSPS care participă cu noi la această ședință și reprezentanții altor ministere implicate, precum Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Agriculturii și alte instituții care au competențe în situația cu care ne confruntăm. Pe scurt, domnule prim-ministru, au fost stabilite ieri 923 de puncte de prim ajutor și hidratare prin deciziile comitetelor județene pentru situații de urgență la nivel național și au fost asistate în aceste puncte 226 de persoane, 3 dintre acestea au trebuit să fie transportate la unități sanitare. În perioada de referință din ultimele 24 de ore, inspectoratele pentru situații de urgență au desfășurat 4 misiuni de transport a apei menajere către zone afectate de secetă, iar autoritățile publice locale au efectuat alte 12 transporturi de apă menajeră și 14 transporturi de apă pentru animale. Pe linia prevenirii, pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, la nivel național, în ultimele 24 de ore au fost desfășurate 47 de acțiuni de informare preventivă, pe timpul cărora au fost diseminate 2505 materiale de informare. De asemenea, în mediul rural s-au desfășurat 244 de misiuni de patrulare cu autospeciale din dotarea serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, ce au vizat transmiterea de mesaje preînregistrate în vederea conștientizării riscului generat de temperaturile extreme. Aceste lucruri s-au făcut inclusiv în colaborare cu colegii de la Ordine Publică care au desfășurat cei la rândul lor acțiuni de monitorizare și de verificare. Totodată au fost executate 54 de controle de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale, dintre care 162 de avertizmente și 38 de amenzi în cuantum de 74.800 de lei. Că și suprafețe arse ieri au fost 1207 hectare în diferite zone ale țării. Este, cel mai important este enorm, este enorm de mult. De aceea îmi cer scuze că vă întrerup. De aceea solicit prefecturilor să discute cu toți primarii, cu toate autoritățile administrativ-locale, să desfășoare activități de prevenție. Avem nevoie ca cetățenii să fie informați, să conștientizeze pericolul generat de, pe de-o parte, de faptul că, iată, ne aflăm în campanie, sunt o serie întreagă de activități în derulare, riscul este amplificat de temperaturile foarte ridicate și cred că partea aceasta de prevenție este foarte importantă pentru că oamenii nu toți au timp să citească presa sau să privească la televizor, ci sunt la activități, au tot felul de munci în derulare, motiv pentru care cred mai mult ca orice prevenția este cea care și informarea sunt cele care pot să ne ajute în efortul pe care îl facem. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Mai am de subliniat că la Iași și ieri la ora 10.50 ISU Iași a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată la 50 de hectare. În urma intervenției a rezultat, din păcate, o persoană decedată de 74 de ani care a fost găsită în câmpul respectiv. Și este exact ce am avertizat noi, că arderile necontrolate pot surprinde oameni în zonă care să ducă la fie rănirea lor, fie chiar la deces, lucru care s-a mai întâmplat, iar ieri această situație a fost raportată de către ISU Iași. Dar vă solicit să fie întocmit un plan de
informare și prevenție la nivelul fiecărei autorități locale și să se comunice la Departamentul pentru Situații de Urgență modul în care el se desfășoară. Mulțumesc. Dacă ne permiteți, domnule prim-ministru, să dăm cuvântul doamnei Mateescu de la ANM pentru a ne prezenta situația. Desigur. Vă rog, doamnă Mateescu. Bună dimineața, domnule prim-ministru. Bună dimineața. Domnilor miniștri, domnule secretar de stat. În această dimineață am actualizat și va fi emis la ora 10 avertizarea meteorologică pentru următorul interval, având în vedere faptul că astăzi și mâine rămânem pe avertizare de cod portocaliu pentru partea de vest, nord-vest, sud-vest a țării, respectiv Banat, Crișana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-vestul Transilvaniei și vestul Maramureșului. Ne așteptăm ca valul de căldură să se intensifice. Vorbim de temperaturi între 38-40 de grade și minime sub care nu vor coborâ sub 20-22 de grade și prin urmare disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat. În al doilea rând, pentru ziua de duminică, extindem avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru zona de sud a țării, respectiv Oltenia, Muntenia, sud-vestul Dobrogei, având în vedere că în această parte a țării, maximele de asemenea vor fi cuprinse între 38-40 de grade, nopțile tropicale, minimele nu vor coborâ sub 20-22 de grade și prin urmare disconfortul termic va fi unul în continuare accentuat, cu pragul de temperatură umezeală peste 80 de unități. Vorbim și de avertizarea meteorologică de cod galben astăzi și mâine, care rămâne valabilă de asemenea în cea mai mare parte a țării, pentru că și în aceste zone valorile de temperaturi vor fi cuprinse între 35-37, iar pentru ziua de duminică și luni vorbim de asemenea tot de o avertizare meteorologică de cod galben în continuare, pentru că în regiunile sudice și sudestice temperaturile rămân în același ecran, de 35-37 de grade. Ceea ce este semnificativ faptul că semnalul pentru intervalul 25 iulie 22 august, prin actualizarea estimărilor pentru intervalul de o lună la nivelul celor 4 săptămâni, rămânem pe un fond de vreme caldă și cu semnal pentru în continuare de deficit de precipitații, fapt care va accentua și posibil cu siguranță se va extinde starea de secetă pedologică extremă în bună parte din țară, așa cum este prezentă și la acest moment în Moldova, în Dobrogea, în Muntenia, în ultimul rând în Oltenia, de asemenea Banat, Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei. Vom actualiza orice informație în flux operativ și sigur că da, vom interveni. Ce aș vrea să mai punctez pentru ziua de duminică, în jumătatea de nord a țării, după orele amiezii, vor fi și manifestări specifice instabilității atmosferice, acele fenomene convective de vijelii și averse torențiale la nivel punctifor. Mulțumesc mult! Domnule prim-ministru, voi da cuvântul în continuare INHG Aurul și dacă aveți ceva de spus. Situația debitelor râurilor în următoarele 24 de ore vor fi în general staționare, dar în viitorul apropiat vor avea o ușoară tendință de scădere. În această perioadă debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare cu coeficienții modul mai mici cu aproximativ 30%. Avem o situație puțin mai ușoară cu coeficienți mai mari între 30-60% pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Bega, Bârza, Vajiu, cu excepția bazinului hidrografic Amaradia, Ialomița, bazinul superior al Mureșului, bazinele inferioare ale Vedei și Argeșului, cursurile superioare ale Trotușului și Buzăului, cursul superior și mijlociu al Bistriței și pe unele râuri din Dobrogea. În ceea ce privește debitul fluviului Dunărea la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, acesta va fi în scădere, având valoarea de 2200 de metri cub pe secundă, practic sub media multianuală a lunii iunie, care se situează pe undeva pe la 5350 de metri cubi pe secundă. În ceea
în ceea ce privește gradul de umplere a barajelor. Avem o situație într-o scădere ușoară față de ziua precedentă, pe undeva pe la 77,3%. Încă nu sunt probleme, dar sperăm să, cu un consum responsabil, să putem să menținem aceste rezerve. Mulțumesc mult! Mulțumim, domnule prim-ministru, dacă doriți dumneavoastră să luați cuvântul. Eu vă mulțumesc amândurora, doamna Matescu și doamnei Matescu și domnului director, pentru informare. Așa cum a precizat doamna Matescu, este nevoie ca zilnic să avem aceste actualizări, pentru că ele ne determină să adaptăm măsurile pe care le-am stabilit în cadrul CNSU și în felul acesta să putem să fim pregătiți pentru situația concretă. Este foarte clar că pe fluviul Dunărea avem o scădere a debitului cu peste 50% și de aceea în decizia CNSU de ieri după amiază am stabilit ca pe o porțiune să se intervină astfel încât să se asigure navigabilitatea în sectorul respectiv, ținând cont de faptul că mai abitir ca în anii precedenți se înregistrează un flux ridicat de trafic pe Dunăre și avem nevoie să degajăm și să asigurăm, așa cum spuneam, dragarea, astfel încât să fie asigurată fluiditatea traficului. Cert este că pe acel sector de Dunăre se va interveni și atrag atenția autorităților locale din județele din sectorul respectiv să gestioneze și să coordoneze foarte bine activitatea de dragare. Iar autoritățile navale din sectoarele de responsabilitate de-a lungul Dunării să poată să-și coordoneze foarte bine activitățile, astfel încât să nu avem evenimente. Ceea ce doresc să menționez este faptul că am organizat această videoconferință pentru a avea timp să luăm măsuri suplimentare față de cele decise în Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Vă cer ca la nivelul fiecărui Comitet Județean pentru Situații de Urgență să se desfășoare de câte ori este nevoie ședințele extraordinare pentru a putea să interveniți operativ. De asemenea, să luați toate măsurile astfel încât să fie menținute în stare de operativitate toate echipamentele și tehnica necesară pentru intervenții. Personalul să fie pregătit și în măsură să intervină în cel mai scurt timp și, așa cum am discutat cu domnul secretar de stat Arafat, să avem asigurat suplimentarea efectivelor dacă este nevoie. De asemenea, să se coordoneze foarte bine activitățile cu organizațiile neguvernamentale și serviciile voluntare pentru a putea să suplimentăm și să coordonăm foarte bine toate activitățile de intervenție și chiar partea aceasta de informare și prevenție. Organizațiile neguvernamentale și serviciile voluntare pot să desfășoare o activitate și să sprijine întreg demersul autorităților locale.
Este de asemenea foarte important ca la nivelul fiecărei localități să se asigure acele puncte medicale unde se poate asigura atât asistență medicală, cât și se pot asigura puncte de distribuire gratuită a apei și cred că acolo unde este nevoie se poate interveni de la nivel central pentru sprijin, dar sunt convins că așa cum știu eu că sunt organizate activitățile și resursele la nivelul fiecărei prefecturi, se poate interveni și se pot organiza toate aceste puncte fără probleme. Este de asemenea important să avem acele raportări zilnice și vă cer ca sistemul, fluxul de raportare să fie operativ 24 de ore și legătura cu Departamentul pentru Situații de Urgență, cu structurile guvernamentale să se desfășoare astfel încât ori de câte ori va fi nevoie să putem să intervenim în sprijin. Vă rog să nu tratați evenimentele ca fiind de natură minoră, pentru că așa cum arată situația în momentul de față, orice eveniment care este minor, care ni s-ar părea nouă că este minor, poate să crească și să devină unul cât se poate de grav. Seriozitate maximă, coordonare, sunt chestiunile pe care dumneavoastră le știți foarte bine. Există oameni care au experiență, există echipe de conducere care știu ce au de făcut, responsabilitate și activitate 24/7. Mulțumim, domnule prim-ministru, dacă ne permiteți, vom trece să... Da, e cod portocaliu de canicul extins până duminică, de aceea premierul Nicolae Ciucă e acum în videoconferință cu prefecții pe tema combaterii urmărilor caniculei. Au fost declarații în direct, l-am ascultat pe Raed Arafat, șeful DSU, dar și pe Elena Matescu, directorul NMN, în contextul în care va fi depășit pragul de disconfort termic zilele acestea.